Bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Alin Sălăjean, prietenul dumneavoastră. În zilele noastre, umorul este dovada inteligenței. Umorul dă culoare vieții, făcând-o mai ușor de suportat. Umorul este un mecanism de apărare. Pentru mine, oamenii fără umor sunt morți. Statisticile arată că femeile își doresc un partener cu umor. În contextul în care umoriștii au ajuns să fie excluși din programele de televiziune, un grup de umoriști profesioniști organizează festivaluri de umor prin țară, primind numeroase invitații de la românii plecați în străinătate. Printre ei se află și invitatul meu din această seară, Sorin Tănase, un sădmărean de origine stabilit de mulți ani în Baia Mare, care a avut curajul de a organiza astfel de festivaluri. Îi spunem bună seara și bine ați venit în platoul Lensien. Bună seara, bună seara tuturor, mulțumesc foarte mult pentru invitație și așa cum spuneai, umorul este un lucru, din punctul meu de vedere, foarte profund. Și faptul că vorbim despre asta, ai avut, auzindu-te, ai avut multă dreptate când ai spus că oamenii care n-au simțul umorului, e greu să le aibă pe celelalte, cum ar fi, și eu zic că e de sublinia simțul ridicolului și uneori chiar și bunul simț, pentru că se cam leagă între ele. Eu am simțit asta observând oamenii, pentru că toate au început, cel puțin în ceea ce mă privește, stând și observând, stând și analizând, am învățat mai întâi să tac și apoi să rostesc, dacă este cazul, indiferent despre ce vorbim și în orice situație. Am venit. Pentru că m-ați urmărit atât de atent, domnul Tănase, la acest intro pe care l-am făcut, spuneam acolo că statisticile arată că femeile își doresc un partener cu umor mult mai mult decât bărbații care nu au umor. Sunteți în acord cu mine? Foarte de acord, foarte de acord, pentru că n-aș vrea să dezvolt foarte mult subiectul ăsta, dar chiar și în propria mea familie se poate observa acest lucru și cred că unul din aturile mele atunci când, să zic, mi-am cucerit prietena și apoi devenit soția mea, a fost ăsta, că eram un tip vesel, un tip tot timpul pus pe șotii și am reușit să o atrag și pe soția mea de partea mea în zona asta și am reușit. Am reușit să trecem, dacă vrei, peste foarte multe greutăți datorită acestui atu. Înseamnă că umorul v-a ajutat, a fost un atu de partea dumneavoastră, că l-ați avut, în cucerirea unor domnișoare, inclusiv a soției dumneavoastră. Da. Sunt în asentimentul dumneavoastră. Și pe mine, da, lăsând lipsa de modestie la o parte, mă ajută simțul umorului pe care l-am. Asta îmi spun toate gagicile și domnișoarele pe care le-am abordat, pentru că și eu sunt căsătorit, domnul Tănase, în trecut. Bun, domnul Tănase, spuneți-mi, vă rog frumos, cum arată o zi din viața unui scriitor de satiră și de umor? Da, trebuie să specific, eu nu scriu, eu rostesc. Referitor la... N-am încheiat încă ce vreau să spun mai înainte. Eu consider că umorul m-a ajutat foarte, foarte, foarte mult. Mi-a creat o lume paralelă. Deci am trăit într-o altă lume atunci când lumea reală era foarte, foarte greu. Când era foarte greu și când eram foarte... Aveam acest... Când eram trist, aveam acest refugiu și mi-a prins foarte bine. Și vreau să-i sfătuiesc pe toți să se gândească foarte serios la
lucrul acesta, pentru că eu cred că dacă ajungi la bătrânețe și nu ai simțul umorului și nu ai amintiri, îți va fi foarte greu. Și acum, revenind la ce ai spus, eu nu scriu, eu rostesc și inclusiv acest imbold de a face ceva în sensul ăsta s-a născut din dorința, eu fiind un ardelean convins, din dorința de a mă zgândeream foarte tare când ne auzeam pe sudiști. Nu că aș avea ceva cu ei, Doamne ferește. Poate o să ne spune și un banc despre sudiști. Da. Când ne auzeam spunând bancuri ardelenești. Deci mi-era rău. Și am zis, domnule, nu se poate. Eu trebuie să fac ceva în sensul ăsta. Și atunci am creat și am realizat acele materiale pe care le-am și intitulat Bancuri din Ardeal, pentru că aceste bancuri nu se pot scrie, aceste bancuri trebuie rostite. Graia ardelenesc nu este ca și cel din sud, să zicem, cu perfectul simplu, unde scrii foarte ușor cu perfectul simplu. Ăstea trebuie rostite, trebuie apăsate, trebuie, cum îmi place mie să spun, să aibă zoft. Acum câți ani ați început această meserie? Această meserie de a rosti bancuri, de a ajunge în fața oamenilor. Spuneți-ne puțin povestea dumneavoastră. Uite, mă uit și la câteva poze, să facem o paranteză. Da. Vă văd numai lângă artiști cunoscuți, consacrați. O să vorbim puțin și despre nunta fiicei dumneavoastră. Sunt foarte curios ce calitate ați avut de socru mic, de maestru de ceremonii, staroste, de comediant. Da, uite și pe Diuri Săracu. Uite pe Diuri Pascu, o să ajungem și la dânsul. Eu am simțit asta că mai de multă vreme în mine. Este o poveste pe care o tot repet, dar n-am cum să nu o spun de fiecare dată, pentru că este, marchează practic începutul unei perioade foarte, foarte, foarte faine din viața mea, respectiv momentul în care am simțit că pot să fac umor. Era o cafenea în Satu Mare, Bulevard, unde un văr de-al meu, mai mare cu vreo 4 ani ca mine, era student și ei erau o gașcă de studenți și elevi printre ei, care se strângeau acolo, la o cafea, și spuneau bancuri. Ca să intri în trupa aia și să rămâi acolo, trebuia în fiecare zi sau de fiecare dată să vii cu un banc nou, unul de compoziție, unul de interpretare și, bineînțeles, improvizație. Nu făceai asta, nu rezistai în acel mic grup. Și atunci, dumneavoastră, unde a fost mai mult? La interpretare? Cred că da. Da, și la concepție, pentru că acolo am învățat că ceea ce spui, ceea ce rostești și interpretezi, trebuie să aibă mesaj. Și din acel moment a pornit viața dumneavoastră artistică referitoare la omul care rostește bancuri? Sau... Știu că în anul 1900, anul 1983 ați participat la un festival, Umorul Studențesc. Din câte mi-am amintesc, cu o trupă studențească, o să ne spuneți dumneavoastră numele, și i-ați învins, din informațiile pe care le am eu și le dețin, pe cei din trupa Divertis. Și acum, vă rog să îmi răspundeți sincer, este adevărat că cei din trupa Divertis, după acel festival, v-au furat anumite glume? Da, n-aș putea spune că le-au furat oamenii, dacă au văzut că noi nu apărem pe nicăieri, ceea ce a fost într-adevăr un lucru mai... dar e o altă discuție. Au preluat,
să zic așa, multe dați-mi din... Dați-mi să spun ca și moderator, să spun că le-au furat. Îmi asum eu, dumneavoastră eu sunteți un bărbat foarte... gentil, finuț, elegant, cum v-am cunoscut de fiecare dată. Sunt altruist și vreau să spun că pe undeva m-am bucurat că măcar au fost spuse, au fost rostite și prezentate, mai ales că divertisul mergeau pe litoral și apăreau în foarte multe locuri cu un public bun. Asta înseamnă că trupa Divertis au fost cei care erau mai serios, să spun așa, și dumneavoastră în acea perioadă, împreună cu colegii dumneavoastră, erați cei răzvrătiți? Da. Pentru acea perioadă. Da, noi eram mai degrabă răzvrătiți, mergeam foarte mult pe improvizație, lucru pe care Divertisul a făcut mai târziu cu succes. La asta mă refeream. Da, noi simțeam nevoia să răbufnim undeva, să spunem, să zicem ceva, să... O zis... Cotescu, Dumnezeu să-l ierte, era președintele juriului, Octavian Cotescu a zis: bă, băieți, voi nu sunteți împotrivă, voi sunteți contra de-a dreptul. Pentru acea perioadă înseamnă că aveați curaj să expuneți acele lucruri. Da, era un curaj nebun. În 88 la Iași, nu la Iași, la Vaslui, am fost cu vitrina cu figuri de ceară, așa se numea. Momentul nostru, Tamara Bociuceanu a fost președintele jurului și ea a venit și ne-a pupat, ne-a zis: păpușile mele, sunteți cei mai tari, cei mai adevărați, și noi am mulțumit frumos ei și bunului Dumnezeu că nu ne-au închis, că premiul nu ne-au dat în niciun caz, au argumentat într-un fel foarte aiurea: de unde să vă dăm noi apă caldă și carne și, mă rog, era Mircea Radu Iacoban, parcă nu mai știu cine, cei care organizau. În sfârșit, nu despre asta e vorba, am fost aplaudați cu lumea micioare, atunci am spus lucrurilor chiar că le-am spus pe nume. Apropo de acea perioadă, înainte de 90, o perioadă cu multe lipsuri, dumneavoastră de unde vă produceați acel umor? Pentru că erau multe lipsuri, nu puteai să te legi de politicieni în acea perioadă. Adică dacă spuneai ceva de domnul Tovarăș, erați sigur, direct închis. Sigur, noi am făcut parte din de asta vă spun că aveați un curaj nebun, pot spune. Care se numea, adică, care se înscria în expresia puțin dizidenți am fost, mulți am rămas. Noi am făcut-o, dar nu ne băteam în piept cu chestia asta. Era firesc. Dar pentru noi era firesc. Am avut probleme. Ați conștientizat riscul la care v-a supus? Îți dai seama, eu lucram în cadrul armatei, eram la muzica militară, pentru că aia a fost meseria mea vreo 20 de ani, sunt instrumentist, sunt clarinetist și nu numai. Am avut destule probleme pe linia asta. De pildă, dă-ți seama că am creat un banc în 86. Am scris și o poezie, odă în ghilimele, dar prefer să spun bancul. Vă rog, abia am așteptat acest moment al emisiunii. Ceaușescu avea o dorință, dacă moare, să-i se pună pe mormânt flori proaspete, tot timpul. Și ziceam noi atunci, a dat Sfântul și a murit și veneau ăștia, îi respectau dorința, puneau flori proaspete tot timpul, dar cum le puneau, cum să uscau? Care să fie baiul? Specialiști peste, nimeni nu reușea. Și ăștia stăteau tot timpul, se păzea mormântul și într-o zi trece un Badi Gheorghe de pe acolo, întâmplător, și la unui pică fisa la un securist de acolo. Și ce, stai mă că stai cultivator, țăran, domnule. Zice, cel mai avide trebuie să știe, nu să... Îl iau pe sus ăsta, nu da, spuntă, stai, bade, că altă treabă avem cu dumneata. Uite, ăsta e mormântul, cum pune florile pe el, cum se usucă. Care să fie baiul? Care baciu, Gheorghe, așa cu chiștocul de mărășească, trage un fum așa, se uită la cruce, la piatra funerară, citește, se uită, zice: n-au pobac, seamă că
îi pea fund gunoiul. Să spui așa ceva, atât bine, am și avut destule repercursiuni. În 86 l-a spus. 86, da. A simțit că vine revoluția? Mai stăteați, dacă, mai stăteați 3 ani la închisoare, dacă... Eu simțeam tot timpul că vine. Dacă erau probleme din acest aspect. Ceva, da. Bun, sunteți de acord cu mine că spun că... Când spun că această înțelegere greșită a democrației și a libertății a afectat acest umor de calitate? Este exact ceea ce doare cel mai tare de asta împreună cu domnul Cornel Udrea. Și mulțumesc din tot sufletul că m-a luat ca prieten lângă dânsul. Am făcut și facem, ne străduim să dăm încă o șansă sau o alternativă la ceea ce, la acest, zic eu, pseudo-umor. Bine, eu nu vreau să mă leg de nimeni, fiecare înțelege cum dorește, dar și face cum vrea și îl reprezintă cum crede. Dar atâta vreme cât nu ai mesaj. Deci, ca artist, eu consider că indiferent ce faci, că scrii, că pictezi, că interpretezi, ești instrumentist sau umorist, trebuie să ai un mesaj. Ori, ceea ce se întâmplă la ora asta, în reprezentanțiile care se numesc în toate felurile, simt această lipsă de mesaj, de profunzime și de... nu-mi transmite nimic. Ca să mai vorbim de vulgar. Și acest mesaj de care spuneți dumneavoastră, vreți ca să-l duceți mai departe în aceste festivaluri de care vă ocupați dumneavoastră în calitate de organizator, în calitate de prestator până la urmă, de om care urcă pe scenă? Mă refer și la festivalul de mâine, care îl aveți la Acmita, Cântecul Cuvintelor, ediția a doua, da, este memoria lui Pascu, Gheorghe Pascu. Da, Gheorghe a fost prezent în câteva ediții, din păcate nu multe, la una din ele nici n-am mai ajuns, vorbeam la telefon, era în aeroport și nu putea zbura la Satu Mare pentru că nu decola avionul. Și vorbeam cu el din aeroport și l-am pus în direct să-l audă lumea, că este în aeroport, a salutat lumea și a fost așa de... Era chiar în anul în care a murit. Și a fost foarte dureros. Și l-am avut și pe el, cum spuneam, în echipa noastră. Această ofertă de divertisment este... este foarte generoasă, pentru că în afară de artiști consacrați cu nume care apar pe scenă, de pildă domnul Dorel Vișan, este Costel Pătrășcan, caricaturistul. Da. Eu îl văd la ora asta cel mai bun. La fel și noi. Pe urmă, avem epigramiști, avem portretiști, tot ce este legat de umor. Domnul Cristian Cheșuț, care este decan la design la universitate aici în Cluj, la Babeș. Deci avem oameni de valoare cu care ne străduim să facem această ofertă de divertisment decent, ca să fie o alternativă. Ne străduim să-i convingem pe cei din primării, din consiliile județene cu care lucrăm, să ne ajute. Nu ne îmbogățim din treaba asta. Este un, gaj pur și simplu aproape onorific, să zic așa. Nu vorbim de sume substanțiale, pur și simplu ca să putem să ne deplasăm și să realizăm. Pentru logistică, să dăm oamenilor un spectacol de calitate. Avem artiști instrumentiști, am un tenor, Marian Buzilă,
grupul Iza, grupul folk clasic. Deci încercăm să colorăm grupuri umoristice din Sibiu, din Făgăraș, deci chiar BOOM din Cluj. Deci încercăm să oferim un umor de calitate, un umor de bun gust și serios. Da. Domnul Tănase, știți ce observ și constat cu amărăciune? Că vă ascult și pe dumneavoastră, un artist consacrat care vă cunoaște o Românie întreagă, l-am avut, tot mă repet, dar pe mine m-a impresionat foarte tare maestru Vișan. Și de fiecare dată când vorbim despre acest umor, despre teatrul din ziua de astăzi, cei din generația veche sunteți dezamăgiți. Mie acest lucru îmi ridică câteva semne mari de întrebare. Înseamnă că acest umor nu este la un nivel ridicat. Sau cel puțin nu se mai lucrează atât de... Și noi, și până la urmă, noi televiziunile consideră că avem o vină. Și vina ne aparține și nouă pentru că am promovat non-valori. Da, mie eu nu prea vinuiesc, dar și nu sunt nici împotriva unei evoluții, dar să fie în bine. Și revin la ceea ce spuneam, câtă vreme nu este mesaj, pentru mine nu este... Nu-i nimic. Nu înseamnă nimic. Adică să vii, să urli, bună seara, aia și să aia te dezbraci, și aia, să aia, te prostești în fața camerei. Altuia, așa, cu eu vrea, așa, cum o fi. Pentru mine cel... Nu, și ce mă deranjează foarte tare este atacul direct. Atac direct la persoană, ori umorul. Tocmai asta este frumusețea umorului. Să bați un apropo, să dai de înțeles, să îl lași pe om să gândească puțin, să se bucure el că a găsit poanta. Că... aici, la asta, eu am avut un monstru sacru, care mi-a fost un exemplu, un reper, și este vorba de Toma Caragiu, despre interpretarea lui, de o sprânceană ridicată, de o zâmbet în colțul, deci nu trebuia să spună ceva. Era o grimasă, un gest, un ceva care spunea, știa exact că vrea să spună aia. Deci despre asta cred eu, sau la asta cred că se referă umorul. Așa ar trebui, sau ce puțin așa îl văd. Nu, încă o dată, nu sunt împotrivă, chiar doresc ca foarte mulți tineri să iasă, să facă lucrul acesta, dar să țină cont de, pentru că eu, de pildă, m-am dus la o seară de bancuri în satul mare și m-am trezit cu o doamnă care a venit și m-a întrebat dacă poate să vină cu copilul. Ceea ce m-a revoltat în interior, pentru că știam exact de ce m-a întrebat asta. Știam că au fost alții înaintea mea acolo și au făcut ce au făcut. Și am zis, eu chiar vă rog să veniți cu copilul. Pentru că, sincer, dacă mă îndresc cu ceva, este că am fan și între copii și mă pot adresa și lor și tinerilor. Foarte, foarte mulți tineri care mă opresc pe stradă, mă întreabă. Și asta mă face foarte, foarte fericit. Haideți să nu ne întristăm foarte tare. Nu, și înainte de publicitate, dacă toți suntem în Ardeal, la Cluj-Napoca, da, ne spuneți un banc despre ardeleni? Ei, cum să nu? Și eu ăsta îl consider destul de reprezentativ. Ce să duc eu cu Gheorghe de la Cluj la București, cu trenul. Și când ajunge trenul pe la Câmpia Turzii, asta fiindcă am prima oprire, zice eu către Gheorghe, băi, Gheorghe, ce ziceți, o ghicitoare. Și George zice, dară, mamă, ce fii atemă, ce acela ce are patru picioare, are păr pe el, are cod, are cap, urechi, face ham-ham. No, trece trenul de Sighișoara, zice George, mă, dar pe ce are păr pe el așa și cod? E, mă, ce ai, domnule, bătine, mă, ia, ce mir, mă, nu pot zice, știu, ia, zice. Trece trenul de Brașov, pe la Timișul de sus, pe acolo. Ce, mă, și apoi are cap așa urât, face ham, ham. E, mă, haide, bine, mă, nu spune, nu-i pot zice. Când e trenul la Ploiești, zice George, îi câinile, mă.
La care eu zice, du-te în Franța, că nu-ți poate spune omul ghicitoare că una, două și ghicești. Da. Ne reprezintă pe noi ardeleni. Da, da, dar mie mi-e drag că ne reprezintă asta. Prieteni, rămâneți aproape. Dacă mai vreți să zâmbiți în continuare cu domnul Tănase, că după publicitate o să ne mai spună câteva bancuri de efect care să ne aducă bucurie și liniște în această seară, numai la NCN Urbano. Rămâneți aproape! Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro. Sava Confort de pe strada Decebal 79 este magazinul ideal pentru tine și confortul casei tale. Gresie și faianță, parchet și mobilier de baie, obiecte sanitare și baterii de calitate. În colecții din cele mai speciale, fă-ți planul de renovare și îmbunătățire al casei tale cu Sava Confort. Te așteptăm în magazinul de pe strada Decebal 79 împreună cu specialiștii noștri pentru a lua cele mai bune decizii. Hello Romania! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash, you lose time. And time is the most important thing in your life. Did you know that by paying with the contactless cards, wearables, and mobile solutions from Bank of Transylvania and Visa, you can save more time to take care of the things that really matter to you? Like your New Year's resolutions, remember those? Or cracking an egg during your traditional Easter fest. I know you like that. Or just taking a trip to the famous Dracula Castle. Bank of Transylvania and Visa. Working tirelessly to provide you with the best payment solutions in Romania. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Să cred că nu găsim la TV ceva care să ne placă. De acum, cu funcția replay a Mediaboxului Horizon, tu alegi ce program vrei să vezi din ultimele 7 zile. Transformă orice după amiază de luni într-o noapte de vineri, o după amiază de sâmbătă, o seară de miercuri sau o dimineață de duminică. Acum ai 50% reducere la abonamentele TV Play Familia sau Play Maxim în pachetele cu Net și TV împreună cu pachetul HBO. Bucură-te de cele mai noi filme și seriale. Cu Horizon, tu alegi ce zi e la TV.
sunt cu zâmbetul pe buze, dragi telespectatori și prieteni, pentru că mă aflu în acest platou cu un domn care știe peste 2500 de bancuri și mi-a zis, Aline, știi bancul cu suspansul? Și am zis, nu, domnul Tănase, o să ți-l spun mâine, cum să nu zâmbesc? Și mă bucur foarte mult, domnul Tănase, pentru că în continuare vom vorbi cu un prieten bun de al dumneavoastră, domnul Cornel Udrea, de asemenea umorist. Îi spunem bună seara, sunteți în direct la NCN. Bun găsit, vă spun și eu. Bună seara. Aș avea rugămintea, domnul Udrea, să reduceți puțin sonorul televizorului dumneavoastră, să ne auzim mai bine. Da, da, l-am redus. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Reclamele dumneavoastră la colesterolele acelea fabuloase și mi-au lăsat gura apă ca și bancurile lui Sorin Tănase. Dacă domnul profesor Hâncu ar fi văzut reclamele acelea, ce s-ar fi supărat, dar bine că nu se uită la emisiunea noastră, însă sunt convins că și dânsului îi plac glumele, anecdotele. Ele sunt modul nostru de viață, de replică față de tot ceea ce se întâmplă în societate. Este o atitudine socială, iar Sorin, prin bancurile sale, mai ales prin cele în grai ardelenesc, absolut inimitabile, bancurile ardelenești încărcate de absurd, de un umor care nu se poate, cum să spun, traduce într-o altă limbă, chiar și de circulație internațională, ei bine, Sorin face această muncă excepțională, să mă scuze că îi spun așa, de câine sanitar. Domnul Udrea, vă rog. Se ocupă de tot ceea ce trebuie pentru a îmbunătăți cât de cât partea aceasta morală, partea aceasta etică a vieții noastre. Domnul Udrea, la noi, la NCN, la televiziunea NCN, până și reclamele sunt de cea mai bună calitate, să știți. Mi-am dat seama, păi vă spun, mi s-au pornit papilele gustative, uitându-mă la partea aceea cu bunătățile. Domnul Udrea, ce puteți să ne spuneți de festivalul de mâine, Cântecul Cuvintelor, ediția a doua, în memoria lui Ghiuri Pascu, împreună cu colegul dumneavoastră, domnul Sorin, veți ajunge la Agnita. Va fi un umor de calitate? Ne-a întâmplat acesta frumos al lui Sorin, a pornit ideea, inițiativa unor festivaluri itinerante, cum este cel de la Agnita, cum este cel de la Satul Mare, cum este cel de la Șimleu. Iată, încetul cu încetul pătrundem în orașele mai mici, unde evenimentele culturale sunt, să o spunem pe-a dreaptă, cam puține. Ei bine, noi venim cu o ofertă multiculturală, o ofertă ludică deosebită, cu o trupă verificată de profesioniști, la care se adaugă, sigur, la fiecare ediție, lucruri noi. Și avem deja semnal, nu de azi, nu de ieri, că lumea a început să ne aprecieze, lumea vine spre asemenea fel de umor. La noi nu veți întâlni lucrurile de, să spun eu, de prost gust, de vulgaritate, de atragere a unei anume părți a publicului. Dimpotrivă, pot să spun un cuvânt foarte tocit și o semantică îmbătrânită și zbârcită, ei bine, noi facem muncă educativă. Exact, exact acest lucru l-a spus și... Exact acest lucru l-a spus și colegul dumneavoastră, domnul Sorin, despre aceste spectacole de calitate și subscriu ceea ce spuneți dumneavoastră, pentru că eu am fost în calitate de spectator al festivalurilor dumneavoastră și ale domnului Sorin și îndemn pe toți locuitorii din Agnita să ajungă la acest spectacol, mai ales că este în memoria unui mare actor, Ghiuri Pascu. Domnul Tănase, câteva cuvinte colegului dumneavoastră, la ce oră vă întâlniți mâine, pe unde plecați, cum este drumul, de unde luați pe domnul Udrea? Vă rog. Spune-mi, te rog, Sorine, ceva inteligent, că n-am auzit de mult așa ceva de la tine, te ascult. Marmeladă. Da, este un cuvânt absolut, am să mă gândesc la el și are o încărcătură moale filozofică excepțională. Ai dreptate, Sorine, abia aștept mâine să ne vedem,
să dezbatem pe marginea marmeladei și da, vom ajunge la aceleași probleme, știi tu care. Domnul Udrea, exact, mi-aș dori foarte mult să aud și un banc din partea dumneavoastră, dacă tot v-am prins pe fir, vreau să profit de prezența dumneavoastră și de telefonul dumneavoastră. George se întâlnește cu Ion și îi spune, măi Ion, aproape l-am văzut pe tată tu. Cum aproape, mă, l-ai văzut sau nu? Mă, aproape l-am văzut. Cum, mă? Lucră tată tu în gara KFR. Lucră, mă. Și au ăia în gara KFR acolo tricoaie de alea portocalii. Au, mă. Are tată tu numărul 45. Yeah. No, eu l-am văzut pe 44. Domnul Udrea, vă mulțumesc că ne-ați adus zâmbetul pe buze în această seară. Vă urez baftă în festivalul, pentru festivalul de mâine și să ne auzim cu sănătate. Și în viitorul apropiat mi-aș dori să ajungeți și dumneavoastră la mine în emisiune. De ce nu chiar alături de domnul Tănase? Te salut, Cornel, și abia aștept să ne vedem mâine și hai să răspundem da invitației. Bine. Apropo de festival și de spectacol, vi s-a întâmplat vreodată, domnul Tănase, să nu aveți chef de vreun spectacol? Sau să nu aveți starea necesară de a intra în spectacol? De unde vă luați această energie înainte de spectacole? Tot în anii 80, vreo 2 ani, 83-84, parcă, dacă bine mi-am aminte, am fost și la teatru de revistă, la ansamblu Doina, al Armatei. La Cluj-Napoca? La Cluj-Napoca, aici, sigur că da. Aici era secția de revistă și acolo și în celelalte colaborări care le-am avut cu Teatrul Municipal din Baia Mare, am avut bucuria și plăcerea de a juca în vreo două piese de teatru, o comedie extemporală a dragoste, rolul pe care l-am jucat eu, prima dată l-a jucat Florin Piersic. Și m-am mândrit tare cu asta când... Dar să nu uitați să-mi răspundeți. Da. Dacă vreodată vi s-a întâmplat... Și acum vreau să-ți spun faptul că am înțeles ce înseamnă să fii cu adevărat un artist, să fii cu adevărat actor și artist în general, înseamnă că ești acel om adevărat, că altfel nu se poate, care poate să treacă de la o stare la alta și fără ca nimeni să observe acest lucru. Deci întotdeauna când vin scenă, ai călcat într-o altă lume, ești... nu pot să spun că n-am emoții, am emoțiile alea, firești. De multe ori mai tremur în sinea mea interioară. Asta până când ajung în fața publicului. Când am ajuns în fața publicului și am rostit primul cuvânt, totul se Eu consider, domnul Tănase, că dacă dumneavoastră nu ați avea emoții sau noi cei care suntem în fața micului ecran, adică în fața camerelor, nu am putea ajunge la sufletul telespectatorilor sau a spectatorilor în cazul dumneavoastră. Emoția este inerentă și este normală. Este acel lucru de care îți spuneam. Mesajul. Este mesajul, da. Și este bine, este bine că le avem. Nu poți trimite mesajul fără a vibra. În primul rând tu și apoi așa vei reuși să-i faci. Pentru că a spus extraordinar de frumos, a spus Oana Pelea într-un interviu, nu avem nimic de demonstrat, avem de dăruit. Deci noi oamenii, semenilor noștri, nu avem să le demonstrăm nimic. Subliniez, avem doar de dăruit. Ne spune și un banc cu pescari? Cu pescari. Am vorbit puțin despre un festival care a fost în jurul Clujului. Da. Nu vreau să intru mai mult în detaliu. Să nu fiu chiar atât de rău în această seară. Erau pescari de vârste diferite. Dădeau la pește undeva pe... Erau pe mal acolo, râu. Și pe malul celălalt apar niște fătuțe
goale, se întind la plajă. Ăla de 30 de ani când vede fetele, aruncă undița, ce, no, eu mă duc la fete, mă interesează pescuitul, sare în apă, se duce noată până dincolo. Ăla de 40 de ani, ce, mă, dacă aș avea o barcă, parcă m-aș duce și eu. Ăla de 50 de ani, ce, mă, oare în Norvegia le încoace. La care ăla de 60 de ani zice, bă, știu ce vă tot frământați, nu le vedeți și de aici. Așa este. Aveți peste 5 volume de bancuri. Da. 5 volume de bancuri, într-adevăr, cu ajutorul unui bun prieten de-a dumneavoastră, directorul studioului... Cartea sonoră, da. Da, domnul da. Mihai Naie. Nu greșesc. Da. Care au fost ecourile venite din partea celor care au cumpărat aceste casete? A fost un impact. Acest feedback pozitiv? A fost un impact extraordinar la care, sincer, nu m-am așteptat să fie atât de de eficient, să zic. Pentru că eu cred că lumea a primit ceva ce n-a mai fost. Și asta a fost și ideea noastră. Hai să le dăm oamenilor ceva sincer, ceva adevărat, cu un conținut așa profund și să simtă oamenii noi că vine natural așa de la... Câte bancuri știți? De la cineva. Nu știu, tu ai spus 2500, dar cred că sunt mai multe. Mai multe. Dar în volumele realizate am selectat bancurile care au impact audio. Pentru că fiind material audio, pe acel suport de care vorbeam, trebuie să râdă omul când aude. Haideți să nu te mai ajută gesturile, de pildă, cum ai zice, deci am fost la grădina zoologică, deci am văzut leu, mă. Leu zice, ia așa făcea leu către mine, cu gura, gândești că vrea să mă țuce. Mă zice, tu ce animal ai văzut, mă? Cum să fie leu? Leu cască gura mare, așa, fioros. Și zice, aia, da, când e cu fața. Da, de pildă, e un banc care pe suport audio nu. Sau, mă rog, în varianta audio. În 22 aprilie a fost o zi plină de semnificație din viața dumneavoastră, da, și nu numai, din viața familiei dumneavoastră. Ziua, wow! Sorin Tănase, tată, soț, bunic. Aproape bunic. Unde vă regăsiți cel mai bine? Răspunsul este da. Este ca și cum ai întrebat. Ce calitate ați avut la nunta fiicei dumneavoastră? Socru mic, staroste? Da, păi am fost socru mic, deci am fost tată care și-a condus fata la altar. Am fost soț, că a fost nevoie și de această calitate și destul de apăsat. Am fost... Bine, n-am avut nevoie de un anfitrion, considerând că dacă le spun un bun venit tuturor și le mulțumesc mult că sunt alături de noi, nu mai este nevoie de altceva. Domnul Tănase, haideți să încheiem tot cu zâmbetul pe buze, cum am început această emisiune, spunându-ne un banc la alegerea dumneavoastră. Mie îmi sunt foarte dragi băieții ăștia veseli. Consumatorii, ci că doi bețivi, zice unul către alalt, mă zice, au zis că nu-l mai îngropă pe Vasile Miercur, numai vineri, la care alaltul stă un pic și zice, dar de ce, să simte mai bine? Și revenind la Ardelen, zice că moare Ion și vin toți prietenii de pahar la mormântare, în ziua mormântării, după două nopți de priveghi, unde s-a muncit la greu, stăteau să-i uită așa la Ion în sicriu și zice unul către ăla de lângă el, uite-te totuși la Ion ce bine arată.
La care ăla de lângă el zice, normal, nu băut de 3 zile. Mulțumim, domnul Sorin Tănase, pentru prezență. Mulțumim că v-ați făcut timp pentru noi. Vă mai așteptăm cu drag în platourile NCN. Dragi telespectatori, aceasta a fost emisiunea pentru dumneavoastră în această seară. Emisiune plină cu zâmbete. Până luna viitoare, Sorin Tănase, de ce nu, încă o dată vă mulțumim. Alin Sălăjan, prietenul dumneavoastră, vă urează seară cu zâmbete și voi și e. La revedere! Still paying cash in 2018? Well, maybe you've got something better to do with your time. Because every time you pay with cash,